Biciclist accidentat mortal de un autocamion. Victima, un tânăr de 30 de ani, a murit pe loc după ce a fost tamponat din spate de un autocamion. Tragedia s-a produs în seara zilei de 23 decembrie pe traseul Chișinău-Bălți, în apropierea localității Mălăiești din raionul Orhei. Acea persoană este un biciclist care se deplasa regulamentar pe partea carosabilă, doar că problema era că nu avea însemne care să poată fi observat de la distanță, iar pentru că șoferul camionului l-a observat în ultimul moment, practic l-a accidentat, impactul fiind violent pentru biciclist, în urma căruia acesta și decedat. Camionul respectiv se deplasa spre Bălți. Polițiștii au deschis un dosar penal și vor stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul rutier.